Școala gimnazială Vasile Alexandrii din Roman, colectivul școlar cel mai numeros din județ, împlinește 184 de ani de atestare. Colectivul de elevi și cadre didactice al unității școlare au marcat această sărbătoare cu activități specifice unui moment aniversar. Părinții care colaborează frumos cu noi, să ne manifestăm bucuria ajungerii la această vârstă. Programul zilei de astăzi este unul specific, deci fără ore, un program special, în care ne-am propus ca de dimineață, de la ora 8 până la ora 2, să declarăm ziua porților deschise, în sensul că așteptăm invitați care să ne vadă locul nostru de muncă, școala noastră frumoasă. Începând cu ora 10, vedeți și dumneavoastră, manifestări în sala de sport, pentru că timpul afară e ceva cam rece și nu ne-a permis, care au început cu un moment omagial, cu luări de cuvânt din partea copiilor, pe tema istoricului școlii, gândurile de copiilor. Urmează un moment artistic, un karaoke, fond muzical, dans, mișcare, în care actorii principali vor fi copiii noștri. În cursul zilei de mâine,
în cursul zilei de mâine, la începând cu orele 10, la Casa de Cultură în sala mică, școala noastră va patrona, ediția 5-a a Festivalului de Teatru Interjudețean, coordonat de doamna, de colega mea, profesor Liliana Moldoveanu. Pe data de 11, probabil că tot la ora 10, tot școala noastră va coordona și cea de-a 5-a ediție a simpozionului regional Incursiune în istoria învățământului românesc, la care o să avem o participare și din partea centrelor universitare. Vă așteptăm și pe dumneavoastră. Urmașa a școlii de băieți numărul 1, școala Vasile Alexandrii din Roman, are 1262 de elevi, din care 640 la ciclul primar și 418 la ciclul gimnazial. Pașii acestui numeros colectiv de elevi este îndrumat de un colectiv didactic prestigios de peste 90 de profesori.